Bună seara, doamnelor și domnilor. După cum știți, au loc evenimente în Orientul Mijlociu. În Siria, un bombardament american de pe vase militare parcate în Mediterana, de la distanță, tocmai pentru a nu pune în pericol aliații Statelor Unite în regiune. Asta este replica administrației Trump la atacul cu arme chimice de care este acuzat regimul Assad. Analiștii din presa internațională vorbesc despre începerea celui de-al treilea război mondial. Nu știu dacă așa arată al treilea război mondial, nici nu știu dacă va începe. Ce știu sigur este că Vladimir Putin, președintele autocrat al Rusiei, a calificat atacul armatei americane asupra unei baze aeriene a regimului Assad drept o agresiune armată contra unei națiuni suverane. Mi se pare culmea ipocriziei că vorbește despre o agresiune armată împotriva unei națiuni suverane liderul de la Kremlin, cel care a girat, după cum știm, atacuri împotriva Ucrainei, anexarea Crimeei și multe, multe alte acțiuni care au încălcat dreptul internațional. O să vorbim în această seară despre ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, dar și despre ce se întâmplă cu atacurile teroriste care continuă în Europa. Ați văzut atentatul din Stockholm, ați văzut atentatele din Cairo împotriva creștinilor, chiar în timpul slujbei de florii, 36 de morți și 95 de răniți sunt în urma acestor atacuri, revendicate de așa zisul stat islamic. Invitați-mi din această seară domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, fost șef al administrației prezidențiale, bună seara. Bună seara. Și jurnalistul Silviu Sergiu, senior editor la România Liberă, bună seara. Bună seara. Haideți să vorbim un pic despre ce se întâmplă în Siria, în primul rând. Un sirian le spune americanilor care critică pe Donald Trump: nu vrem să fim refugiați, vrem să trăim în siguranță, da, în țara noastră. Spune celor de la CNN, pe bună dreptate, un post apropiat de fostul președinte Barack Obama, care în 2013, atunci când a avut loc acel atac devastator în care au murit foarte mulți oameni, președintele Obama a ezitat să intervină în vreun fel și au continuat s-au opus și au continuat să moară oameni acolo. Nu-mi place neapărat istoria contrafactuală, dar sunt convins că dacă americanii ar fi intervenit în 2013, ar fi fost și mai simplu și ar fi fost și mult mai eficient. Mai simplu, a scris Washington Post recent, zilele astea, o analiză în care explica că acum o lovitură împotriva forțelor armate ale lui Assad e mult mai dificilă pentru că armata siriană e amestecată cu armata rusă. Și nu știi niciodată dacă nu cumva lovești și ai victime rusești și lucrurile pot degenera în ceva foarte complicat. Deci se putea rezolva mai lesne în 2013 decât astăzi. Dar e bine că Donald Trump a dat acest semnal. Dar întrebarea este, domnule ministru, pe care sigur o ridică în special apărătorii lui Assad. S-a împărțit și lumea în tabere, am văzut țările care o susțin necondiționat pe Assad, printre ele, evident, o să vorbim probabil puțin mai târziu, Coreea de Nord, alte state autoritare. Am văzut însă lumea civilizată raliindu-se în spatele președintelui Trump în această acțiune, aliații, Marea Britanie, Franța, Germania, multe, multe alte țări care susțin că trebuie să existe o contramăsură la ceea ce face regimul Assad în Siria. Întrebarea este: de ce ar fi apelat Assad la arme chimice în condițiile în care practic toată lumea e cu ochii pe el? Assad a încălcat, pe de o parte, o înțelegere politică făcută într-adevăr în 2013. Prețul non-intervenției Statelor Unite a fost un proiect de înțelegere pus de Federația Rusă pe masă, care a funcționat. A funcționat o perioadă de timp prin care armele chimice din Siria urmau să fie distruse, fapt ce s-a și întâmplat. A folosit arma chimică înseamnă să folosești arme de distrugere în masă. Deci înseamnă să încalci orice fel de regulă, chiar reguli care funcționează în timp de război. Sunt anumite categorii de arme, și nu numai arma chimică, dar aceasta e una dintre cele mai exemplificative, care sunt interzise a fi folosite chiar în timp de război. Cel care ar face acest lucru fiind clar vinovat de genocid, de crime împotriva umanității. Acum, aici sunt mai multe unghiuri, aș alege unul dintre ele care a fost mai puțin discutat până în acest moment. Cum să-l pot să-l trage la răspundere pe Bashar al-Assad? Deci, din punct de vedere al măsurii, din punct de vedere al dreptului internațional, dacă vrem să respectăm legalitatea internațională,
putem lua numai o decizie din partea Consiliului de Securitate. Numai Consiliul de Securitate, conform cartei ONU, poate decide măsuri de constrângere prin folosirea forței armate sau prin folosirea altor mijloace. În Consiliul de Securitate, în mod sistematic, s-a introdus dreptul de veto. Din partea Federației Ruse, uneori și din partea Chinei. Da. Doi. La solicitarea statului în care se comit astfel de atrocități. Așa este, are, mă rog, oarecare bază juridică, Federația Rusă să fie prezentă în statul sirian. Pentru că a venit la solicitarea oficială a guvernului de la Damasc. Sigur, exclus ca actualul guvern de la Damasc să adreseze comunității internaționale, comunității occidentale, o astfel de solicitare. În condițiile în care ar fi ratificat măcar statutul Curții Penale Internaționale de la Haga. Nu este cazul. Până va veni o altă putere care va face acest lucru, situația de fapt aceasta este. În condițiile în care statul care intervine are la un moment dat victime în astfel de atacuri în statul care urmează a fi lovit. Nu, deocamdată nu este cazul, francezii anchetează moartea unui siriano francez și dispariția doi cetățeni francezi. Deci situația este extrem de complicată. Domnul Trump a venit la o politică pe care o nega în urmă cu câțiva ani, și anume aceea de a interveni, cum se spune, pe lângă Organizația Națiunilor Unite, în favoarea unui principiu al dreptului umanitar de intervenție în sensul de a bloca autoritățile statului care omoară o etnie, omoară cetățeni, deci omoară un grup care intră în categoria genocidului. Sigur, a fost o explicație pe baza care s-a intervenit în Afganistan, pe baza unei coaliții de voință, țin să vă amintesc, după 11 septembrie a fost o coaliție de voință la care a participat și România, sau s-a intervenit în Irak, sau s-a intervenit în Kosovo. Sigur, este, baza juridică este dubitabilă, dar până la urmă, cum spunea acel om pe bună dreptate, cum puteți să stați să priviți? Nu se poate. Bun. În acest moment, Donald Trump a făcut un pas, este de văzut dacă va urma și o strategie ceva mai coerentă în legătură cu Siria. Este un pas interesant, proporțional, se reafirmă rolul Americii, dar în condiții foarte speciale, cu condițiile prezenței autorității ruse acolo. În acest moment, deci, cum să spun, Federația Rusă are scut antirachetă, are rachete S-300 amplasate, ar fi putut să răspundă. Nu a răspuns. S-au retras. Ce se va întâmpla însă în continuare, în condițiile în care vor apărea escaladări din mai multe direcții, pericolul de coliziune cu forțele ruse, cum bine, foarte bine spunea domnul Silviu Sergius, care este embedded, sunt bine amplasate în toate obiectivele militare din Siria, deci pericolul de coliziune este foarte mare. Da. Acum, chestiunea e așa, ați pomenit Națiunile Unite, știm cu toții că acolo e un mecanism politic, da, care guvernează această, mă rog, organizație internațională, știm că există drept de veto din partea Rusiei în tot ceea ce înseamnă acțiunea ale Consiliului de Securitate și care împiedică luarea unor decizii în astfel de situații. Secretarul General Antonio Guterres spune însă într-o declarație recunoaște că a existat un atac cu arme chimice în Siria pe care îl condamnă foarte hotărât și dar în același timp spune că n-ar trebui să se ajungă la o escaladare a conflictului și că singura soluție a acestui conflict este printr-o soluție politică. Singura rezolvare a acestui conflict vine printr-o soluție politică. Credeți că e posibil această soluție politică în situația în care a ajuns astăzi Siria cu un guvern care, să zicem, conduce o parte din treburile țării, cu statul islamic care se întinde pe o suprafață în Siria, cu aceste acțiuni ale unor grupări destul de informale de opozanței lui Assad? Nu toți gândesc la fel, unii sunt organizații islamiste, alții din potrivă sunt civili. Exact asta vreau să spun și eu. Trebuie spus că în teritoriul necontrolat de Assad în momentul de față luptă miliții șiite, da, care sunt pro-iraniene și care... Iranul e un partener al Rusiei în momentul de față în zonă și care miliții urmăresc, până la urmă, epurarea zonei, epurarea etnico-religioasă a zonei, pentru că ăsta e un adevăr care trebuie spus, nu trebuie să ne ferim neapărat. Ce face Assad de conivență cu șiiții, cu Iranul și chiar și cu Rusia, aș îndrăzni să spun, pentru că Rusia avea armament în baza aia de unde s-a ridicat avionul care a bombardat orașul cu arme chimice și știa, avea soldați. Mi-e greu să cred că nu știa de aceste operațiuni.
Deci ce face Assad este o curățare, o epurare etnico-religioasă, o anihilare a populațiilor sunite, tocmai pentru a elimina, zice el, eventuale focare revoluționare și de a-i întări lui controlul pe o zonă cât mai mare din Siria. Că despre asta e vorba, da? Nu trebuie să ne ferim de... Ori maniera în care o face este absolut revoltătoare. 2. O rezolvare politică e foarte dificilă, din punctul meu de vedere, aproape imposibilă, pentru că interesele în zonă sunt ireconciliabile, nu mă feresc să spun asta. Turcia are interesele pe care le are Iranul, Rusia, Arabia Saudită, care susține facțiuni sunite, miliții sunite care luptă împotriva miliților șiite și așa mai departe. Deci o întreagă desfășurare de forțe și în momentul de față o soluție politică eu nu cred că e. Domnul Diaconescu spunea ce ar putea urma. O să publicăm mâine în România Liberă niște informații extrem de interesante. Înțeleg că America vrea să își amplaseze pe teritoriul sirian la sud de Turcia vreo 4 sau 5 baze. Foarte, foarte interesante. O informație foarte interesantă. Una dintre ele este baza actuală de la Incirlik, pe care vor să o disloce și să o mute efectiv de pe teritoriul Turciei în teritoriul sirian, ceea ce e un semnal destul de dur dat Turciei. Turcia, în condițiile astea, dacă se va ajunge aici, practic nu prea mai e văzută ca un partener de reliable, cum se zice, dar NATO, o țară NATO. Da. Și trei, îmi cer scuze și cu asta închei, atitudinea Chinei, atitudinea Rusiei de la preluarea mandatului de către Donald Trump a fost extrem de provocatoare la adresa lui. Kim Jong-un n-a început el să testeze rachete balistice care cădeau în apropierea apelor teritoriale japoneze. Dacă nu ar fi existat un acord tacit din partea Chinei, Bashar al-Assad n-ar fi atacat cu aceste nenorocite de arme chimice dacă nu ar fi existat un acord tacit de la Moscova. Și Putin și Xi Jinping, președintele Chinei, au testat noua administrație Trump într-o manieră destul de periculoasă. Au vrut să vadă cum va reacționa noul președinte al Americii. Iar președintele Americii a dat un mesaj dur și bine că s-a întâmplat asta. E bine să ne uităm și la modul în care a ordonat acest atac. Se pregătea de o cină cu președintele chinez, cu Xi Jinping, a dat ordinul de atac și probabil au discutat cei doi la acea masă în timp ce rachetele Tomahawk zburau despre distrugătoarele americane din Mediterana. E foarte interesant ce spui, pentru că până la urmă este, cred, și un joc al provocărilor în toată această chestiune, da, cum este și cu la Kim Jong-un. Dar vreau să vă citesc două declarații interesante al lui Rex Tillerson, secretarul de stat american. Astăzi, cu două zile înainte de a vizita Moscova, unde va avea discuții cu ministrul de externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov, domnul Tillerson spune așa: de ce nu a fost capabilă Rusia să-și îndeplinească această misiune, și anume de a superviza dezarmarea de arme chimice a regimului Assad, lucru care i s-a încredințat, înțeleg, printr-o rezoluție a ONU chiar, da? Rezoluția cred că este rezoluția Consiliului de Securitate a ONU 2118, prin care guvernul sirian a acceptat să renunțe la armele de distrugere în masă chimice, inclusiv gazul sarin, sub supravegherea Federației Ruse. Și domnul Tillerson spune mai departe: nu vreau să spun că sunt complici rușii cu atacul cu arme chimice, dar atunci au fost evident incompetenți și poate că sirienii au păcălit. Cam asta spune domnul Tillerson. Da, adică e carabinul, da, așa. Ori au fost complici, ori au fost incompetenți și sirienii au păcălit. Pune piciorul în ușă, cum să... Mă rog, lasă, încearcă să lasă deschisă ușa. Da, bun, situația este mult, mult mai complicată. În primul rând, profitând de dezorganizarea politică și de securitate a Uniunii Europene și de concentrarea Statelor Unite pe alegeri,
Federația Rusă, practic, a intrat cu autoritate semitotală în Siria. Deci, evident că toate liniile de comunicații, tot ceea ce înseamnă activități militare, sunt cel puțin cunoscute, dacă nu sunt chiar supervizate. Să nu uităm că chiar forțele între ele, tocmai pe americane și ruse, tocmai pentru a evita lovirea accidentală, aveau canale de comunicații, se informează. Deci, da, nu cred că până la urmă Federația Rusă a luat o astfel de decizie, dar probabil că, cum se spune, cu o intenție indirectă a considerat că lucrurile pot merge așa. Sigur, explicații pot fi multiple și sigur că situația pe teren, bine se spunea, este cât se poate de inadecvată astăzi pentru o soluție politică. Turcii au interesele legate de curzi. Curzii sunt, până la urmă, au fost forța care a reușit să stăvilească statul islamic în nord, în nordul Siriei. Zona de est, la Mare Caldă, este, adică la Tachia, Tartus, portul în care sunt bazele rusești, este extrem de importantă. Eu cred că Federația Rusă este interesată mai mult de un guvern prieten la Damas decât de persoana lui Bashar al-Assad. Și are, îmi cer scuze, are interesul să împingă zona de insecuritate cât mai departe de țărm și de aceea agrează ce face Assad. Da? Că Idlib, unde au atacat cu arme chimice și după aceea s-au dus să bombardeze aceea zonă, oare de ce? Cu avioane neidentificate. Deci e totuși trasă de păr. Este aproape de această... De la Tachia, această, da. Da, este aproape de la Tachia. Da. Iar zona de nord față de Tartus este zona ocupată de turmeni. Este locul în care a avut loc incidentul cu avionul rus între Turcia și Rusia. Și asta doar dacă luăm o bucată. Statul islamic este sunit. Domnul Bashar al-Assad este dintr-un trib alauit care este șiit. Șiit, da. Și dacă triburile sunite din Siria s-ar simți sigure, în 48 de ore dispare statul islamic. Deci situația este atât de complexă, ca să nu mai vorbim de vecini. Avem Israelul, se spune că s-ar apăra singur, dar mai au Siria vecini, Iordania și Liban, care nu se pot apăra singur, dar unde există interese americane și occidentale formidabile. Dacă trecem la economie, coridoarele de gaz, Iranul are interesul să treacă gazul spre Europa, a scăpat de sancțiuni. Acel coridor poate trece prin Siria și, pe urmă, prin Turcia. Federația Rusă n-ar fi foarte fericită de o astfel de competiție pe piața gazului. Da, ați urmărit, Silviu Sergiu, ai urmărit și, să zicem, războiul mediatic. După bombardament, Armata Statelor Unite a eliberat câteva filmulețe care arată, în primul rând, cum au fost lansate rachetele Tomahawk și apoi harta care arată distrugerea unor hangare din acea bază a aviației regimului Assad, după care au venit, mă rog, rușii, fanii lui Assad, care au zis, iată, sunt niște avioane care continuă să zboare după aceste piste. Se pare că n-au reușit să distrugă în totalitate acea bază, iar rușii, spunând în acest război al declarațiilor, nu, domne, nu și-au atins ținta toate rachetele Tomahawk. Armata americană spune că doar una a ratat ținta, că restul... Asta vreau să zic și eu, informațiile sunt că una a ratat ținta, dar așa o informație interesantă, zic eu, s-au tras 59 de rachete, înseamnă un efort financiar de vreo 94 de milioane de dolari. Aproape 2 milioane o rachetă. 1,59 o rachetă Tomahawk 4, e o clasă... superior. Bun, dar la nivelul Statelor Unite 90 de milioane de dolari e mărunțiși, ca zic așa, bani de buzunar pentru armata americană, care este, are cel mai mare buget din toate armatele lumii. Haideți să vedem și comunicatul Ministerului Afacerilor Externe al României. A reacționat domnul Meleșcanu pe data de 7 aprilie 2017. E foarte interesant că în tot acest comunicat, nu o să vi-l citesc integral, dar vă spun că nu apare cuvântul Assad. Nu există cuvântul Assad. Nu există numele lui Bashar al-Assad în acest comunicat. România reiterează condamnarea fermă a atacului chimic întreprins asupra localității Khan Sheikhoun din provincia Idlib din 4 aprilie, soldat cu victime în rândul populației civile, inclusiv copii. Nu se spune de cine e comis acest atac. După care acțiunea SUA din 7 aprilie constituie o reacție fermă la atrocitățile comise în urma atacului cu arme chimice. Iarăși nu se spune cine a comis acest atac cu arme chimice. România
România este solidară cu aliații și partenerii noștri și mai departe un întreg blabla pe care îl știm. Standard, România sprijină orice efort destinat încetării conflictului din Siria, care în cei 6 ani de la declanșare a condus la pierderi substanțiale de vieți și distrugere de bunuri materiale și în același timp a generat un focar de instabilitate regională, terorism și migrație necontrolată. România susține în continuare identificarea și implementarea unei soluții politice a crizei siriene prin intermediul unui proces de tranziție politică, inclusiv coordonat de Siria, pe baza rezoluțiilor relevante ale Consiliului de Securitate, în special a rezoluției cutare. Deci, mi se pare acest comunicat dat ca să le arătăm americanilor, dom'le, ne-am încolonat și noi, suntem cu voi, ok, vă susținem, dar evită România să vorbească despre Bashar al-Assad. Așa cum, după, mi-aduc aminte precis, era domnul Corlățean, ministru de externe, după invazia din Crimea, toată Europa vorbea de agresiune armată și domnul Corlățean, timp de 3 luni, a ținut o langă cu masa tratativelor, când deja Crimea era cucerită. E, cam așa mi se pare că e și un război al vorbelor în care România, ministrul de externe sub domnul Meleșcanu, pare că se ascunde, e frică să pronunțe cuvântul regimul de la Damasc sau regimul Bashar al-Assad. Ce părere aveți, domnule ministru? În primul rând, condamnarea în sine atacului cu armă chimică este oarecum întârziat, cu toată prietenia. Deci după ce au lovit americanii și practic au credibilizat, au legitimat o anumită poziție la nivel internațional, am ieșit și noi să condamnăm un atac de dinainte. Iertați-mă, trebuie să 2 zile jumate, 3, fusese o ședință a Consiliului de Securitate în care Federația Rusă și China puseseră veto tocmai pentru o rezoluție prin care se cerea această condamnare. Aici a fost tăcere în România. Tăcere la nivel instituțional, pentru că noi om vorbi, dar nu contează. Deci, uite, aproape, vezi cum seamnă într-o ironie aproape sadică, uite cum dai apă la moară comunicării rușilor. Pentru că ei asta spun. N-aveți o politică proprie. Veniți și voi după cea a Statelor Unite. Da, am o curiozitate, sigur, vă provoc, profit de faptul că a avut loc o mică discuție înainte de a intra în emisie. Am avut emisiune cu interviu cu fostul președinte Traian Băsescu, avea o opinie puțin diferită de a aliaților la vremea respectivă, era încă președintele României, mi-aduc aminte bine, după ce, să zicem, în Siria au avut loc aceste evenimente, cucerirea unui teritoriu de către statul islamic, izbucnirea acestei revolte anti-Assad cu tot felul de facțiuni, președintele Băsescu spunea că doar regimul Assad, dacă ar fi sprijinit, ar reuși să țină în mână lucrurile. Dar acum credeți că și-a schimbat opinia ținând cont de cel puțin cele evenimentul s-a repetat de atac cu arme chimice? Contextul în care președintele Băsescu spunea ceea ce spunea era cu totul altul. Și vă spun imediat care. Premisa de bază de la care pleca dânsul era în felul următor. Primăverile arabe, 2011-2012, sigur au avut succes în Tunisia, au avut succes în Egipt. Succes din perspectiva logicii occidentale. Am văzut pe urmă în Egipt cum s-a basculat situația. Și Egipt era un bun exemplu. Libia, în egală măsură, era un bun exemplu. Sprijinim, mai ales în Libia, pentru că președintele Băsescu și, mă rog, eram de față, a avut o discuție foarte, foarte tensionată, dar corectă, după părerea mea, cu Sarkozy în acel moment și cu Berlusconi, prim-ministru al Italiei, pentru că doreau să creeze o coaliție înăuntru Uniunii Europene prin care să atace Libia. Și în acea discuție și din acel context rezulta în felul următor, și asta spunea președintele Băsescu, măi oameni buni, în momentul în care ne mobilizăm ca să înlocuim un dictator și nu lăsăm nimic în loc. Nu punem nimic în loc. Îl dăm pe ăsta jos de la putere și plecăm. Țara respectivă ajunge la mâna tot felul de fracțiuni radicale, islamiste, dizidențe. Exact. Deci, până la urmă, face mai mult rău oamenilor de acolo. Încercând să impunem o soluție care nu se adecvează întregului context politic, istoric, cultural, mă rog. Național și regional în statele respective. Deci se referea la gestica Occidentului față de cei care, într-o formă sau alta, stăpâneau, dar țineau controlul și stabilitatea regiune. Siria era o placă turnantă în logica cooperării cu Israelul, aia care putea fi. Egiptul era cel mai mare partener al Statelor Unite în zonă. Deci aceste investiții se făceau într-o anumită logică. Ori această logică se arunca în aer și acest lucru îl sublinia Traian Băsescu. Faptul că după aceea, deci vreau să vă spun că momentul în care s-a lovit cu armă chimică și au murit 1400 de oameni tot de către Bashar al-Assad, România a condamnat și a fost alături de partenerii săi instantaneu. Da, e foarte interesant asta și vreau să spun înainte de pauza de publicitate să le reamintesc telespectatorilor
că nu e la prima acuzație regimul Assad că folosește arme chimice, vă spun doar așa, a început tot în august 2013 cu celebrul atac de care vorbea domnul Diaconescu mai devreme, dintr-o suburbie a Damascului. Aproximativ 1400 de oameni este estimarea Statelor Unite, oameni care au murit și mii, zeci de mii de oameni care au prezentat simptome de expunere la gaz sarin. A mai fost apoi unul în martie 2013 într-o suburbie din Alep. De asemenea, au mai fost și alte atacuri despre care o Comisie a Națiunilor Unite spune că au fost verificate. 19 martie 2013, 29 aprilie 2013, cel de la Ghuta, celebru, în care au murit cei mai mulți oameni, 21 august 2013, Jobar, 24 august 2013 și încă unul în 25 august 2013. De asemenea, o Comisie a Națiunilor Unite a acuzat în mod explicit regimul lui Bashar al-Assad în august 2016, este un raport, că a folosit bombe cu clorină, considerate tot de asemenea arme chimice, da, neuroparalizante, în orașele Talmenes și Sarmin în aprilie 2014 și martie 2015, iar acum acest atac din 2017 care a provocat reacția armatei americane. Deci nu e prima dată când Bashar al-Assad se confruntă cu asta, are un depozit uriaș, înțeleg, de arme chimice, care n-a fost încă distrus conform rezoluției Națiunilor Unite și continuă să reprezinte un pericol pentru populația civilă. O să luăm o scurtă pauză de publicitate, o să vorbim puțin și despre Kim Jong-un, pare să fie următorul pe lista armatei americane, pentru că se joacă de armamentul nuclear și de asemenea o să vorbim și despre atacurile teroriste din Europa, dar și despre cel de la Cairo. Revenim imediat. Am revenit, doamnelor și domnilor, alături de mine în continuare domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de externe al României și jurnalistul Silviu Sergiu de la România Liberă. Discutăm puțin despre ce se întâmplă în lume. Cred că ne interesează și pe noi ca români, chiar dacă nu sunt aproape de noi aceste conflicte, ne interesează pentru că arată cum se poziționează marile puteri pe această tablă de șah globală. Un portavion american extrem de performant și o întreagă flotă americană se îndreaptă acum, după ce din Mediterana au plecat acele rachete către baza aeriană lui Bashar al-Assad, se îndreaptă acum spre Coreea de Nord, domnule Diaconescu. Toată lumea din presa mondială, am văzut în Wall Street Journal și în multe alte publicații, spune că de fapt ce a făcut administrația Trump e un semnal pentru toți cei care se joacă de armele de distrugere în masă și toată lumea vorbește despre al doilea pe lista lui Trump, dacă vreți să spunem așa, care ar fi Kim Jong-un. După cum știința, a încălcat mai multe rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU, a făcut multe teste nucleare în ultima vreme, mai multe decât înțeleg au făcut tatăl și bunicul său în nu știu câte zeci de ani. A provocat vecinii din regiune, inclusiv Japonia, nu doar Coreea de Sud, pe care amenință tot timpul că o va cuceri. După cum știm, în Coreea de Sud sunt trupe americane. Americanii au un interes strategic în acea zonă. Ce se va întâmpla? Președintele Obama, când a plecat din funcție, i-a lăsat o listă de amenințări la adresa statului american, i-a lăsat-o lui Donald Trump și prima amenințare pe listă era Coreea de Nord. Nu Siria, nu Orientul Mijloc, ci Coreea de Nord. Sigur, temerea este enormă pentru că discutăm de un stat incontrolabil din toate punctele de vedere, cel mai de necontrolat stat din această lume, posesor de armă nucleară. Ceea ce reprezintă un pericol generalizat și extrem, extrem de evident. Se pare că au început să-și dezvolte tehnologia de a purta la țintă cât mai departe arma nucleară, putând atinge, spun unii, poate pesimiști, chiar țărmurile Statelor Unite. Deci, din acest punct de vedere, evident că în zonă interesul american de a se păstra stabilitatea așa cum este se concretizează și trebuie să se concretizeze. Da, este o demonstrație de forță. Vreau să vă spun însă un lucru și este egal valabil și pentru Siria. Din momentul în care s-ar pune problema unei ofensive militare, președintele Trump trebuie să ceară aprobarea Congresului. Deci aici nu mai se poate avea așa o simplă acțiune care oricum și pe dreptul intern american e dubitabilă, dar mă rog, nu mă intru acum în detalii. Deci, din această perspectivă trebuie să ceară aprobarea Congresului. Poate și să schimbe și atitudinea și retorica din campanie. Când?
spunea că punea la îndoială cheltuiala pe care Statele Unite o face și în Coreea de Sud, și în Japonia, dându-le sfaturi acestor state să se auto-înarmeze, eventual nuclear. Mai spunea domnul Trump și faptul că, chiar pe un ton imperativ, cerea Chinei să intervină. China, într-adevăr, are, cum se spune, un leverage în legătură cu președintele nord-corean. Nu se știe nici acesta cât este de semnificativ. Sigur că, din punct de vedere al Chinei, o prezență militară extinsă americană în zonă reprezintă un semnal nu prea fericit. Indiferent că, mă rog, gândirea ar fi legată de descurajarea Coreei de Nord. Deci, în orice fel de variantă politică, sperăm, diplomatică, iar sperăm, militară, sperăm să nu se întâmple, China va fi un jucător. China va fi un participant la orice fel de variantă strategică pe care ar adopta o Statele Unite. În opinia dumneavoastră, China, sigur, aici există legături și ideologice, aș zice, totuși Coreea de Nord e unul din ultimele state comuniste de pe planetă, China, la fel, cu toate că are, știm, o țară, două sisteme, da. Cu toate astea, rămâne extrem de impregnată ideologic. China e marele aliat, marele furnizor al Coreei de Nord. Credeți că este posibil ca actualul regim chinez să îl totuși calmeze pe Kim Jong-un? Are pârghiile necesare? O va face? Nu știu să vă răspund dacă are pârghiile necesare. Deci China va participa la orice fel de proiect dacă premisa de bază este de a-i se recunoaște rolul de jucător global. Este, de fapt, și aspirația Federației Ruse, de o anumită manieră, oricât ar părea de... chiar dacă uneori acționează contraargumentativ pe acest palier. Deci China, dacă interesele de securitate ale Chinei sunt respectate, dacă China este consultată, dacă China se declară de acord cu un anume plan pe care l-ar promova Statele Unite, da, după părerea mea, ar putea fi un participant constructiv. Dar dacă e pus în fața faptului împlinit, nu cred că va reacționa prea bine. Sporirea efectivelor militare în zonă creează mari probleme Chinei. În primul rând, America trimite aceste nave suplimentare pentru a-și reasigura aliații că sunt în continuare sub umbrela de securitate, pentru că astfel de portavioane pot anihila la un moment dat eventuale rachete balistice pe care regimul de la Phenian le trage. Doi, domnul ministru Diaconescu are perfectă dreptate când spune că China are de pierdut, pentru că mai multe nave de război americane în Marea Chinei de Sud și în zonă înseamnă afectarea intereselor chinezești acolo și, mă rog, exercitarea mandatului de putere regională, dacă vreți. Da. Și atunci nu mai poți până la urmă să ai acea dispută foarte relaxat cu Japonia pe insulele pe care și le dispută China și Țara Soarelui Răsare. Deci e mult mai complicat și e un argument pentru China să crească presiunea pe regimul de la Phenian. Eu sunt mai optimist pentru că eu cred că are un leverage China important. Kim Jong-un este singur și pradă până la urmă unor intervenții, oricât de riscante ar fi, unor intervenții militare la sol, în aer și așa mai departe. Coreea de Sud are trupe și americane pe teritoriul ei și pot interveni la odică. O problemă care se rezolvă într-un weekend, exact. Și atunci, cred că americanii desfășoară forță militară în zonă și urmează un proces de politico-diplomatic extrem de dur, dificil, cu un Donald Trump care e hotărât să rezolve lucrurile în manieră republicană și mai puțin în maniera predecesorilor, care era foarte laissez-faire, așa, lăsau lucrurile să evolueze și fără o implicare directă. Trump văd că pune piciorul în prag și eu zic că bine face lucrul acesta. Și atunci vom avea evoluții rapide, vom avea evoluții, sper, pozitive, pentru că până la urmă o lovitură nucleară, ferească Dumnezeu, ar fi un eșec pentru toată lumea. Bun, pare mai îndepărtat de noi, deși e un pericol foarte mare, pentru că
cred că și Kim Jong-un e chiar mai departe decât Assad în ceea ce privește instabilitatea, aș zice chiar psihică, uite, îmi permis să spun asta. Da, pare da, un om... Cu siguranță. Și Coreea de Nord pare o lume complet ruptă de realitățile internaționale în care propaganda i-a spălat pe creier pe foarte mulți coreeni, nu știu ce așteaptă sau ce ar putea risca, amenință pe televiziunea oficială și prin agenția oficială tot timpul că vor spulbera Statele Unite și pe oricine, mă rog, ar avea cu ei ceva. Vreau să vedem ce s-a întâmplat la Stockholm, pentru că până la urmă asta chiar ține de Europa, mai ales că e și o româncă implicată în acest eveniment. Un eveniment dintr-o serie deja, a devenit o serie ca teroriștii islamiști să folosească în Europa nu pistoale mitraliere neapărat, nu bombe, material exploziv, ci mașini. Da? O nouă mașină care a fost, pe care a pus mâna un terorist, a intrat cu ea în mulțime. Sigur, au avut și niște atacuri mai departe, înțeleg că sunt mai mulți indivizi implicați. Unul dintre răniți este o româncă aflată la Cerșit, în capitala Suediei. Ce să vezi? Să vedem un scurt material despre reacțiile la acest eveniment. Autoritățile suedeze au reținut încă 3 suspecți pe lângă șoferul camionului care a intrat în mulțime în Stockholm. Între timp, regele Carl Gustav al XVI-lea al Suediei a venit cu precizări. Țara a fost zguduită de ceea ce s-a întâmplat, a declarat monarhul, adăugând că Suedia este a fost mult timp și va continua să fie o țară sigură și pașnică. Și prințesa Victoria, moștenitoarea coroanei suedeze, a mers la locul în care a avut loc atacul de vineri și a depus un buchet de flori. Societatea suedeză este clădită pe o încredere enormă și pe comunitate, simțul solidarității. Acest lucru ne va face mult mai puternici într-un anumit fel, a dat ea asigurări cu lacrimi în ochi. Haosul s-a dezlănțuit pe străzile din Stockholm după atentatul terorist. Panicați, oamenii au fugit care unde a văzut cu ochii pentru a scăpa de furia atacatorului. Acesta a intrat fără să ezite cu camionul direct în mulțimea care se afla pe o stradă din centrul orașului. Incidentul a avut loc în apropierea unui mare magazin la intersecția cu o stradă comercială extrem de frecventată din Stockholm. Poliția a intervievat mai multe persoane în legătură cu atacul, iar principalul suspect e un uzbek în vârstă de 39 de ani, simpatizant al statului islamic. La ședința extraordinară pe Siria de la Consiliul de Securitate al ONU s-a ținut un moment de reculegere pentru victimele din Stockholm și au fost transmise condoleanțe autorităților și cetățenilor suedezi. Let me express our solidarity to the government of Sweden and our condolences to the for the victims of the attack this morning in Stockholm. I join others in expressing my sincere condolences to the families of the victims of the attack in Stockholm. Atacul din Suedia aduce aminte de evenimentele care au avut loc anul trecut în Nisa sau Berlin, dar și în luna martie acestui an pe podul Westminster din Londra. Da, un atac într-o altă capitală europeană aduce aminte de atacul recent de la Londra, dar și de cel de la Berlin. Românca rănită pe podul Westminster în Londra a murit, a decedat între timp. O altă româncă aflată la Cerșit în Suedia a fost rănită în acest atentat din Stockholm. Aproape că a devenit, hai să nu zic ceva banal, nu, dar a devenit... E o realitate cu care ne-am obișnuit. A devenit o realitate faptul că au loc atentate în mai toate capitalele europene, indiferent cât de îndepărtate par ele sau cât de pașnice. Stockholm mi se pare chiar un oraș extrem de pașnic și de civilizat. Nu sunt un fan al serviciilor secrete și nici nu sunt foarte optimist, dar s-au făcut niște pași importanți, tocmai că e din ce în ce mai greu să folosească acești radicali, acești teroriști explozibili și arme letale, mă rog, care pot ucide multe vieți. Și ăsta cred că e un câștig, atât că putem numi câștig într-o astfel de situație. Desigur, au
găsit această metodă absolut înfiorătoare cu automobile de mare tonaj uneori care intră, iată, în mulțim, și ce s-a întâmplat la Nisa a fost absolut... A fost o nebunie atunci, au murit atât de mulți oameni care venise să sărbătorească acolo pe plajele din Nisa. Dar, da, Europa a fost și va continua să fie un loc nesigur, în special țările cu o imigrație musulmană foarte, foarte mare. Hai să vă citesc această reacție de astăzi, mă scuzi, Silviu, e foarte interesant. Astăzi premierul suedez, Stefan Löfven, a calificat drept frustrant faptul că autoritățile suedeze nu au reușit să-l expulzeze pe acest autor al atacului terorist de la Stockholm, care este un cetățean uzbek din Uzbekistan. Nicio legătură, deci, cu refugiații din Siria, că în Uzbekistan, din câte știu eu, nu e un război civil, nu fugăia din calea armelor chimice ale lui Assad. Și e clar că guvernul suedez va lua măsuri. A cerut premierul suedez să fie luate măsuri pentru ca solicitații de azil cărora li s-a respins cererea de a rămâne în Suedia, cum a fost cazul acestui terorist uzbek, să fie repatriați. E foarte interesant că până și țările cele mai permisive în materie de imigrație au început să-și pună întrebări și să-și pună probleme în legătură cu felul în care rămân acești oameni ilegal. De altfel, cred că autorul atacului din Berlin era într-o situație asemănătoare. Îi se refuzase cererea de azil și era într-o situație de asta incertă. Este obiectul unei anchete polițienești, dacă mi-aduc bine aminte, și asta a fost înfiorător. Dar pericolul radicalizării acestor indivizi e foarte, foarte mare, din păcate, pentru că ei nu mai acționează în rețele, Sabin. Nu mai sunt 10 băieți care pun la se întâlnesc într-o moschee și pun la cale un atentat de mare. Se intră pe internet acasă, se autoradicalizează, se duc și fură o mașină și intră cu ea în mulțime. Asta e... Întrebarea, domnule ministru, este, credeți, în virtutea experienței pe care o aveți în acest domeniu, credeți că autoritățile europene, guvernele statelor europene, își vor reconfigura puțin politica asta în legătură cu acești oameni care nu sunt refugiați? Acest om nu pare refugiat pentru că i s-a respins cererea de azil. Credeți că își vor reconfigura această politică după aceste atentate care, iată, se repetă? E foarte complicat, nu avem timp și nu vreau să plictisesc cu întreaga structură și strategia Uniunii Europene și a statelor europene în legătură cu lupta antiteroristă. Foarte elaborată, dar iată că ușor de contracarat, ca să spun așa, prin mijloace simple. Până acum un an și ceva, șeful rețelei din partea statului islamic din Europa se numea Al-Nani, Mohamed Al-Nani, era și purtător de cuvânt. El, la un moment dat, a spus: folosiți mijloace simple, un topor, un cuțit, o mașină, un camion, omorâți cât mai mult posibil, nu mai veniți aici în Siria, rămâneți în Europa, omorâți cât mai mulți posibil, de preferință militari și polițiști. Dacă ne amintim, la Ierusalim au intrat cu camionul la un moment dat într-un grup de cadeți, într-un grup de militari. Ce se întâmplă? Ce poți să faci? Foarte complicat. Sigur că așa sub urmărire, cu toată prietenia, și pare că premierul suedin știe, mai sunt câteva mii de cetățeni. Jumătate din orașul Malmö e ocupat de persoane venite din afară și din afara spațiului european. Sunt trei variante. Una, cea într-un fel enunțată aici, pe care a menționat-o și Manuel Valls, primul ministru al Franței, pe care a menționat-o și Sadiq Khan, primarul Londrei, care este oarecum cinică în sensul că face tot ce omenește posibil în lupta antiteroristă, dar ne și obișnuim cu situația. A fost criticat grav. O altă variantă, să securizezi locurile publice. Cât de mult și cât de tare, e greu de spus. Și o a treia variantă, care este greu acceptabilă de data asta în democrații consolidate, să dai serviciilor de forță acea capacitate și responsabilitate și autoritate prin care să poată interveni de o manieră preventivă, dar în același timp de o manieră drastică. Greu de acceptat și acest lucru. Deci nu există o soluție. Nu există o soluție astăzi. Din păcate, pentru că nu a existat o soluție politică la originea multor astfel de grupări teroriste, grupări radicale, franciza s-a exportat. Chiar dacă mâine va cădea capitala, să zicem, la statul islamic din Siria, Raqqa, sau Mosul din Irak, această franciză există. Oameni se inspiră și cu mijloace simple își duc la bun sfârșit o serie de operațiuni. Vă mulțumesc foarte mult pentru opinii și pentru prezență. Stăm cu ochii pe ce se întâmplă cu aceste atentate și cu aceste mișcări islamiste și sper că statele europene vor găsi până la urmă o soluție pentru a rezolva aceste probleme. Oameni
cărora li s-a refuzat dreptul de azil, să fie făcuți pachet și trimiși înapoi în Uzbekistan în cazul ăsta, că nu era nicio problemă. Luăm o pauză de publicitate, revenim în partea a doua cu maestrul Dan Grigore, unul dintre cei mai mari pianiști ai României, un om foarte interesant, n-a mai fost de mult la televizor, sunt foarte curios ce crede despre societatea în care trăim, revenim în câteva minute.